Este o mare binecuvântare pentru noi cei de astăzi că avem șansa de a sărbători centenarul oastei Domnului, de a sărbători 100 de ani de când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a atins de inima Părintele Iosif Trifa spre a chema pe credincioși la calea aceasta sfântă a învățăturii bisericii și a învățăturii oastei Domnului, pentru că nu putem spune că sunt învățături separate și, cum spuneam, sunt învățături care se întrepătrund una în cealaltă și își au seva una din cealaltă. Nu oricui i-a fost dat să sărbătorească 100 de ani de oaste și, privind retrospectiv, desigur, este prilejul de a mulțumi bunului Dumnezeu acești 100 de ani cu bune, cu rele, cu binecuvântări, cu lucruri minunate care s-au petrecut în lucrarea oastei Domnului și cu scăderile care au fost sau mai sunt, dar cu toate luându-le împreună, este un prilej de bucurie și un prilej de slavă și de mulțumire bunului Dumnezeu pentru acești 100 de ani a lucrării frumoase și a misiunii frumoase pe care oastea Domnului a avut-o în mijlocul poporului nostru.